Well, asta e regina. Ba, Armando, am găsit-o pe regina. Da. Ai găsit-o. Armando, aruncă niște apă pe aia și adu-mi coace. Am găsit-o. Da, 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 tu ai găsit-o. Ia-l pe ăsta de aici. Hai. Liniștește. Da? Hai. Ce-ai revenit? Hă? Bravo, bravo. Cine sunt eu? Fugi de acasă fără să-mi spui. Domnule. Nu știu, domn. Nu știu. Nu știi. De unde ai fost? Nu știu. Nu știu. Nu știu, nu știu. Ce ai mâncat? Nu știu. Nu știu. Ce se vede? Ți-au dat de bun? Ceva? Te-ai băut ceva? Nu știu. Nu știu. De unde ai dormit? Tata, așa deodată, unde ai fost, ce ai făcut, ce ai mâncat, ce ai băut? Nu știu. Regina, pe cine minți tu, mă? Tu nu vezi că nu se leagă ceva în toată povestea asta, da? Armando. Da. Ia, fuge în șatră. Uite, stânga, dreapta, vezi cine e în neregulă acolo. Regina, uite-te în ochii mei. Uite-te la tata. Te-au răpit italienii, ha? Ei te-au adus până aici, nu? Ce mesaj m-a trimis? Mesaj? Ce m-a trimis ei mie? Zi-mă! Zi, dracule, ceva! Că altfel ne omoară pe toți. Unica niște șobolani aici, Donzito, nu te lasă! Până nu ne omoară pe toți! Tată, tată, nu, e liniște în șeatră, nu e nimeni, e perfectă liniște. Ce, bă, unde ai fost? Unde ai fost, de unde ai uitat, nu știu? Marș în șeatră! Verifică metru cu metru! Ți-e frig? E că am eu grijă de tine. Dar n-am... Băi, Armando.
E curat. Nu e nimeni, am căutat peste tot. Ia vezi ce m-ai scos de la ea, că eu nu mai știu cum să o iau. Nu mai știu. Băi, frate-mi. Frate-mi. Băi, scoală-te-mi. Băi, scoală-te-mi. Du-te, mă, și culcă-te, te rog eu frumos. Hai, hai, tata. Du-te. Hai cu tata, hai la nani. Hai, hai să te culci, frate. Nu, dai. Fosfosilea, dracu, să fie atâta timp! Vorbește, fă! Vorbește, fă! Zi, vrei să mă trădesc cu Cosmin pe mine și pe tata? Zi, fă! Paci, că eu nu trădesc pe nimeni, nu te dau pe nimeni, pe tata. Băi, Armando, băi, Armando, așa nu mă sperii decât pe mine, bă. Uite, mă, ce pișadă frică, mă. Lasă-o, dracu. Ce faceți voi aici, mă? Băi, du-te, bă, și culcă-te, mă. Mă duc nicăieri, bă, nu știu ce vreți să faceți voi aici. Băi, băiatule, vreau să aflu și eu unde a fost. Te rog eu frumos, du-te și culcă-te. Bă, dar de ce nu lăsați-mă în pace? Lăsați-o în pace, nu vă e puțin milă de ea. Lăsați-o să doarmă. Și mâine când o trezi, o întrebați ce a făcut și unde a fost. Ioara mea. Gata, 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 te rog eu frumos. Gata. Ai, vezi? E bea, dar e mai lucid ca noi. Că suntem și proști pe deasupra. Du-o în cameră. Hai de fum. Nu o duci nicăieri, tu pleacă de aici. Că tu o bați. Răule. Eu o duc în cameră. Hai, hai, la tine în cameră. De ce-mi pui, mă, piedică? Hai. Fă, dacă nu zici tot, dacă nu te calc în picioare, să moară măicuța mea dacă nu te distrug cu bătaia. Te joc în picioare, fă. Ce centură, fă, te nenorocesc, fă. Dacă nu zici adevărul de rău, te omor, te omor. Ce faci mai aici? Te mai așteaptă mult tata. Păi ce să fac, bă, dacă nu vrea să meargă asta? Nu pot să o iau de aici? Sau o bați. Ce mă bănuiești? Uite, fă, mișcă-te, fă, că mă bănuiește dacă îți fac nu știu ce. Ești dracu, afară. Nu e nicăieri, lasă-mă în pace, nu mea nicăieri, lasă-mă! Uite-o, bă, uite-o, bă, cum faci în continuu, bă, că se simte, știe că e vinovată, de-aia nu vrea să iasă. Ești, fă! Nu ești, nu ești nicăieri, lasă-mă în pace, că nu ești nicăieri de aici, lasă-mă în pace! Păi nu poți să o scot de aici. Vorbește tu cu ea, că tu vorbești frumos. Explică-i tu. Scoate-o tu afară, poftim. Ia-o-te cum tremură, ca varga. Hai, ieși! Lasă-mă în pace! Trec, să fii de săraca, dracu. Ești, iar trec, să treci încolo. Treci încolo, că te calcă cu ceară. Treci! Treci! Gata? Te-ai liniștit? Nu? Zici. Stai, dracu, jos aici. Putem vorbi? Să mă lămuresc și eu? Unde ai stat asta timp? Ce ai făcut? Ce... Putem sau nu putem? Vorbește, fă! Am fost răpită. Fă, dar ce ușor te suciști, fă! Fă, dar fie aia dracu să fii ieri, ziceai că ai plecat de capul tău, fă! Stai. De cine ai fost răpită, Regina? Nu știu, dar nu erau italieni. Dar cine erau? Ce erau? Țigani. Cred că erau țigani. Țigani. Și de unde te-au răpit? De la marginea așa trei. Eu m-am dus acolo ca să... Că mă plimbam și așa și... Nu știu de unde a apărut o mașină și au coborât doi și... Atâta mai știu că am tras una și... Am reșit la numai țivite. Și te-au violat?
m-am trezit, ei mergeau ca nebuni cu mașina și când m-am uitat în spate, era Cosmin care ne urmărea. Cosmin? Auzi, Cosmin era în spate care îi urmărea, bă. Și ce s-a întâmplat? A început o cursă nebună până oraș, ca în filme, a? Tramvaiele se reau după șină, autobuzele se loveau între ele. Luau foc semafoarele. Nu luau foc semafoarele, că noi eram într niște zade și la un moment dat au intrat pe stradă care s-au mutat și s-au dat jos și ei și Cosmin și... Și? 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 Și nu mai știu ce s-a întâmplat, că iar m-au luat mijoarele și n-a... Doamne ferește, dacă am pomenit atâta vrăjeală de când măicuța mea m-a făcut tupeu de zdreanță, bă, tată, bă, nu se poate așa ceva. Auzi, fă, dar dacă tot te-au bătut aia, ți-au dat două bucăți, de ce n-ai fără niciun semn? Păi eu de unde să știu, că nu știu unde m-au lovit și cu ce? Știu doar că am reșină de două ori! Oh, Sfânta Madonna. Încălcită poveste, mă, băieți. Încălcită poveste. Dar eu nu înghit, regina. Nu înghit rahatul de-astea. Nu pot. Nu pot. Și jur. Jur. Dacă nu-mi spui unde-ai stat, te omor, bătaie. Da? Îți scapă el de bătaie. Salvatorul e aici. Du-o în camera ei, n-am chef de completări. Leago, mă, ai curea, Leago! Să nu fugă. Ce gătești pe acolo, că ăsta micu e foame și eu n-am chef de găteală. Mai am puțin și trebuie mâncare de cartofi cu legume. Oh, dar carne are? Păi nu are carne, n-au scris mâncare de cartofi cu legume. Ai de fapt, păi dacă n-are carne, ăsta micu nu mănâncă, că din punct de vedere la carne seamănă lei cu tasul. Bine dracu că nu bea, că asta mai lipsește, mă, să mă bați. Că tu știi ce bătăie mi-am de la Giuvaieru? Aoleo, bine dracu că am murit. Aoleo, fă, dar ce prostii vorbește gura asta fără ea. Nu, că dacă mă întreb pe mine, mi-e dor de Giuvaieru. Păi ce viață papitantă aveam eu, fă! Și ce frumos era când mă bătea și după aia când întrecea durerea, era un sentiment, fă, dar parcă mă nășteam a doua oară. Ce să mai e de nedescris? Zambilo, dar ți-e foame rău, nu? Vorbești numai prostii. Nu, că noi nu ne mai înțelegem în dimineața asta. Păi nu mie foame, fă, lu' asta micu' e foame. Ia. Yeah. Hai tu, călămâița, să mănânci o mâncare de cartofi așa bună și fără cărniță, să da, vezi ce o să-ți placă. Da, tu vorbește, că el înțelege tot, să știi. Dar tu, hai, ia și insistă, face-te exerciții. El vorbește numai mama, mai zice ceva pe limba lui. I-O-U. Așa? Fă, și-a zis odată tata când a luat pe Rubinul în brațe. Ca cum l-a cunoscut? Zambilo, tot n-ai înțeles că Rubinul nu e Gianni? Nu te mai gândi la asta, că o să suferi. Și nu e bine nici pentru el să creadă că el e tatălui. Noi cât dracu mai vorbim pe tema asta? Că m-a zăpăcit. Ce nu înțelegeți că le am și eu pe ale mele? Vă băgați toată șatra în gândurile mele. Haide, încearcă să-i dai mâncare din aia de cartofi. Să hai să vezi că o să mănânce. Ai cu lămâniță? Să vă fac ceva bun? Hai. Mamă, dar ce a recidivat boala ta? Grav de tot, ha? Ai avut febră. De-aia te-ai fiert așa la ochi? Ești de mult cu noi?
Abia am venit. Abia am venit, vei? Ai aflat? Ce s-a întâmplat reginei? Nu, n-am auzit nimic. Dar mă bucur că a ajuns acasă. Ea e bine? Ce vorbești, mă? Bă, dar ești tare, mă. Tot tu pui întrebări. Poate mă lămurești și pe mine. Dacă poți, dacă permiți. Bă, unde ai fost? E mult de povestit și nu prea am chef acum. Ăsta nu e la mișto? Ăsta își bate joc de noi? Te rog din suflet. Odată. Lasă-mă să-l fac eu să-i vină pofta de vorbă. Da, de data asta, da, Armando. Chiar nu vreau să fiu bătaia de joc a nimănui. Scoală-te odată! Mișcă aici! Bă, tu ești nebun, mă? Mă doare, mă! Mișcă-te, mă, aici! Te doare? Mă, Cosmine, poate ți se face ție chef să ne povestești și nouă ce s-a întâmplat, că suntem curioși. Nu, mă, n-am chef. Ce n-ai înțeles? Tu nu vezi cum arăt? Mori dacă mai stai un pic și mă las să-mi trag sufletul și îți povestesc pe urmă. Lasă-mă, nu-mi povestești mie, ne povestești nouă în primul și în al doilea rând nu prea merge treaba așa. O să ne spui nouă acum, bă, băiatule. Ai înțeles? În momentul ăsta ne spui. Asta în caz că mai vrei să respiri. Cosmin? Hai, zi. Păi ce să zic? Am încercat cât am putut eu să ajut pe Regina și am intrat eu în belea. Adică ce ai făcut? Adică am văzut pe unii cum i-au tras una și au încercat să o bage în mașină și au băgat-o într-o mașină și m-am luat după ei. I-am urmărit. Era să intru în niște copaci. Era să mă bușesc un tir. Mergeau ca nebuni. Și am ajuns așa, s-a oprit într-o fundătură. Ei s-au dat jos din mașină. M-am dat și eu jos din mașină. Am vrut să vorbim, să-mi dea înapoi. Că doar nu se întâmplase nimic, nu? Numai că am început iar să dea în ea și am sărit la bătaie. Și la un moment dat mi-au dat cu ceva în cap. Nu știu cu ce, că am leșinat. Și m-am trezit într-un hambar. M-au ținut acolo câteva zile. Ea m-a amenințat. Am încercat să vorbesc cu ei. Dar ce sunt ăștia, mă? Italieni? Ce erau ăștia? Nu, mă, niște țigani. Păi, dai dracu, țigani, ce dușmănii aveau pe tine? N-aveau, mă. Dar probabil au vrut să o violeze pe Regina și s-au răzbunat pe mine. Da, da. Cosmin, dacă nu te superi, câți erau? Nu știu, mai mulți. Mulți, toți în mașină, nu în mașină, câți erau cu ele. A. În mașină erau 4. Ado, cu cea mai mare plăcere, tăti. Mișcă-te!
Ai lângă al tău aici. Regina, tu vezi bine? Vorbește, fă, sau ai nevoie de ochelari, zi! Tu cu gurița ta, când lămurim, mă lămuresc și eu, ai spus că în mașina aceea ai văzut doi. Eu am zis că... N-am zis că am văzut doi, Don, eu am zis că doi s-au dat jos din mașină. Dar câți erau de fapt, mă, fata? Patru. Pe tine te-au răpit niște țigani? Că au vrut să te violeze, au reușit, n-au reușit. Că a apărut salvatorul Cosmin, a fugit după ei, el a stat legat, bătut până azi. Ați leșinat amândoi, amândoi ați leșinat, nu ați leșinat. Dar tu, tu, tu de ce, dracu, nu te-ai întors aici, la șatră, să-i ceri ajutorul lui Armando? De ce, mă? Păi, Don, eu cum am trezit acolo, nu mai era nimeni. Și atunci am luat-o la fugă și m-am rătăcit de tot. Și nu puteam să mă... La poliție să le spun că Cosmin a fost răpit și nici nu puteam să întreb unde e șatra, că îi aduceam aici și... Atunci am întrebat mai mulți oameni unde e șatra lui Nena Aurica, unde e Renu Bulibaș acum și nimeni n-a știut. Nu m-am rătăcit și am dormit într-o pădure și a doua zi am ajuns la un drum pe care l-am recunoscut. Și de ce morții, mătii? Ai ajuns sau n-ai ajuns aici în șatră? Să-i spui lui Armando ce s-a întâmplat? Ha? Am ajuns, doamna. Mi-era frică că o să vin să-i spun, o să mă grade și o să mă ia la bătaie. Fă, da, ce să-ți o fă? Fă, ce să-ți o fă? Criminal? Eu te bat degeaba, fă, firea aia, dracu, să fii. Nu te potolești cu minciunile astea odată. De unde știi tu, fă, atunci, că nu era Cosmin în șatră? Ha? Păi că asta eu am uitat și eu n-am văzut, m-am văzut decât pe voi. Mamă, 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 că tupeu! Băi, rele, nu se poate, tupeu ăsta l-am întâlnit în viața mea. Bine, fă, atunci, dacă ne-ai văzut doar pe noi. Eu ce făceam? Da, te rog, eu vreau, spune să mă las să face, că eu te-am așteptat pe tine. Să vin ca să ieși din ascultătoare. Ia, dracului! Fă, mincinoasa dracului, cine ești? Cum ai stat tu atâtea zile aici? Ce ai mâncat? Ciopârle? Păi atât am fost la mine noaptea și veneam în bucătărie și luam de mâncare. Și șatră luam de acolo de mâncare. Roza, vezi că plânge copilul. Auzi, mă, Cosmine, dar tu... Tu, salvatorul... Cum i-ai convins, mă, pe aia? Să te lase să pleci? Păi nu i-am convins. M-au aruncat ei aseară într-un șanț. M-a cules poliția, doamne. M-au dus la secție. Au vrut să mă legitimeze, dar am furat răște actele. Și stai liniștit, că n-am dat nicio declarație, n-am făcut plângere. Suntem acoperiți. Farfuria aia. Vine iarna și o să pun cât mai multe secvențe cu mine pe canal. Subscribe, like, clopoțelul să primiți notificări. Vă pup și vă aștept la număr cât mai mare.